urmă cu multă vreme, acum 700 de ani, Timișoara apărea pentru prima dată în documente, iar oamenii puteau citi despre acest oraș, cum anume au trăit pe aceste meleaguri dacii, romanii și alte neamuri, ce obiceiuri aveau, cu cine s-au luptat pentru a stăpâni așezările, câmpiile și munții, râurile și lacurile. De atunci, multe s-au mai petrecut, lucruri bune, ori mai puțin bune. Dar toate acestea au făcut din Timișoara orașul deosebit care este astăzi. Au venit aici domnitori din alte țări, așa cum a fost Carol Robert de Anjou, regele Ungariei care și-a stabilit reședința regală în cetatea Timișoarei. Pentru că, așa ca multe așezări din Evul Mediu, aici era o cetate de formă dreptunghiulară cu fortificația constând dintr-un val de pământ, cu palisadă care era apărată din trei părți de brațe de apă, iar pe a patra latură de un canal. A dat ordin regele să se construiască un castel și se spune că niște constructori italieni au lucrat la înălțarea lui. Așezat fiind pe o insulă, era legat de orașul Timișoara printr-o punte mobilă. 8 ani a locuit regele în castel, până ce, în urma unui cutremur, castelul a fost grav avariat, iar regele a plecat. După mai mult de 100 de ani, Iancu de Hunedoara a reconstruit pe vechile ruine castelul Huniade, această clădire fiind cea mai veche din Timișoara. Acum ea adepostește Muzeul Banatului. Dar au venit apoi vremuri negre pentru oraș. Iobagi români și unguri conduși de Gheorghe Doja au pornit o răscoală împotriva nobilimii, dar au fost înfrânți lângă Timișoara. Vrând să asedieze orașul, Gheorghe Doja a încercat să schimbe albia râului Bega pentru a se putea apropia mai ușor de cetate, dar nu a reușit. A fost prins și a suferit o cumplită moarte, fiind pus pe un scaun din fier înroșit și ars de viu. Pe urmă, au venit turcii. După un asediu eșuat cu un an înainte, turcii s-au regrupat și s-au întors să atace Timișoara. În aprilie 1552, o armată de 160.000 de oameni, comandați de Ahmed Pasha, a ajuns în fața Timișoarei, înconjurând-o în 2 zile. După 25 de zile de lupte, trupele turcești au distrus turnul de apă care făcea legătura dintre oraș și castel, iar cei din cetate au rămas fără apă pe o căldură dogoritoare. Ca urmare, comandantul garnizoanei a acceptat să negocieze predarea cetății și a reușit să obțină promisiunea că trupele creștine care au mai rămas și civilii din oraș vor putea trece cu tot avutul lor, lăsând cetatea în mâna turcilor. Astfel, soldații, civilii și răniții au ieșit din cetate încrezători în vorbele Pașei, însă acesta și-a încălcat jurământul și toți supraviețuitorii au fost uciși de către ienicieri. Rănit grav, Ștefan de Loșonț, comandantul garnizoanei, a fost adus în fața lui Ahmed Pasha și decapitat. Orașul a fost apoi prădat, devastat, bisericile creștine au fost transformate în geamii musulmane, iar clopotele aruncate din turnuri. Multe încercări de a cuceri cetatea turcească, toate fără succes. Oștiale lui Sigismund Bathory, Mihai Viteazul, Giorgio Basta au încercat în zadar. Mai mult, fortificațiile Timișoarei au fost refăcute din porunca sultanului Ahmed al II-lea. Au trecut încă 164 de ani până când prințul Eugeniu de Savoia, în urma unui asediu de 48 de zile, a eliberat Timișoara. Iar aceasta devine domeniu al coroanei Habsburgice, sub guvernarea contelui Claudius Florimund Merzi. În perioada care a urmat, cetatea a fost refăcută. Orașul din interiorul zidurilor s-a mărit de 2 ori. Au fost construite clădiri reprezentative în interiorul cetății, între care domul romano-catolic și palatul episcopal, biserica ortodoxă din Piața Unirii, primăria, cazarma Transilvaniei. A fost construit bastionul Maria Terezia și este cea mai mare bucată de zid păstrată din vechea cetatea Timișoarei. Timișoara a fost oraș liber regesc, iar apoi capitala provinciei Banatul Timișan și voivodina sârbească, după care a fost parte a regatului maghiar. În anul 1919, Banatul se unește cu regatul român. În urma intrării primelor unități ale armatei române în Timișoara în ziua de 3 august a acelui an, o paradă militară a avut loc în Piața Unirii.
bună dimineața! Guten Morgen! Bonjour! Dobra jutra! Eu n-a putki vanuk! Bună dimineața! Și frumoasă? Toată lumea e în piață! Hai la mere! Ia și pere! Ia parfum de gălbenele! Baia roșcove și alune! Uite afine și prune! Uite afine și prune! Vai, vai, vai! Ați auzit? Vai, vai, vai! N-am auzit! Negustorul de mirodenii a sărăcit! Vai, vai, vai! A sărăcit! Negustorul a sărăcit! Vasul lui? Vasul lui? Cu marfa lui? Marfa lui! Vântul mării a fost atacat! Atacat? De pirați! Vai, de pirați! Și o furtună s-a iscat! Vasul lui s-a scufundat, nimic nu e de făcut, toată marfa s-a pierdut. Vasul lui s-a scufundat, toată marfa s-a pierdut, negustorul a sărăcit. Beata fata lui, ce va face acum? Bel, săraca Bel, ce se face acum? Bel, 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 Bel. Bel. Odată un prinț, un prinț foarte frumos, care trăia într-un palat superb. La împlinirea 18 ani, vrăjitoarea Roz i-a făcut cadou o grădină de trandafiri cum nu s-a mai văzut, spunându-i că sunt cei mai frumoși trandafiri din lume. Prințul și-a bătut joc de grădină, a călcat în goana calului toți trandafirii și a distrus grădina, strigând că nimeni și nimic nu e mai frumos ca el. Vrăjitoarea l-a blestemat, transformându-l pe prinț într-o bestie. Apoi a refăcut grădina, dar înainte de a dispărea i-a strigat: de acum va trebui să ai grijă de grădină cu prețul vieții tale dacă... Dacă un singur trandafir va muri vreodată sau va fi rupt, vei muri în 37 de zile! Blestemul va putea fi rupt doar în cazul în care o fată se va îndrăgosti cu adevărat de tine, bestie, fără să știe cine ești, și te va săruta! Doar un sărut sincer și o iubire curată te va mai putea salva! Furtuna se apropie în grabă, eu plec acum. Dar altă dată ce-ai mai citit din carte, mamă?
Tată, ești trist. Ce s-a întâmplat? Vasul meu s-a scufundat. Nimic nu e de făcut. Toată marfa s-a pierdut. Ce ne facem? Ce mă fac? Dar va fi bine, tată, vei vedea. Nu dispera, te rog. Ne descurcăm noi. Uite, ne-a rămas grădina. Plantăm și vindem flori și chiar și mirodenii, vezi? Oh, să fie cum spui tu. De un an muncim pământul, dar săraci la fel suntem. Ce ne facem? Ce ne facem? Fără zestre, niciun soț nu-ți vei găsi. Bunătatea, frumusețea, bune sunt. Nu am ce spune, dar de foame nu îți țin. Hai, tată, cineva de mi-e sortit bine el și fără zestre. Nu fi trist! Vezi? Nu ești singur! Negustorule! Negustorule! Acum în portul de pe Vega să te duci! Vântul mării tocmai a sosit! Du-te! Fugi! Vântul mării? Da! E aici! Da! Vasul! Da! Nu s-a scufundat! Da! Auzi, Bel, ce bucurie! Am scăpat de sărăcie! De toate vom avea! Haine noi și coliere, pietre scumpe, diademe! Fug acum! Ce să-ți aduc? Tată drag, sunt fericită! De nimic nu am nevoie! Haide, Bel, ce ți-ai dori? Un trandafir! Un trandafir galben mult m-ar bucura! Prea bine, Bel! Prea bine, un splendid trandafir vei primi. La drum! La tramvaiul drum! Tras de cai până în port mă duce! Meu. Nu e vântul mării! E doar vântul!
Vai, poștașa încurcat! Și pe Bel cum o privesc? Ce ne facem? Ce mă fac? L-am pierdut de acum. Totul! Totul! Și cum îi spun lui Bel, iubita mea copilă? Ce să facă? Cum să facă? E cineva? Ciudat. Dar poarta e deschisă. Să intru. Poate am noroc. Stăpânul casei să mă adăpostească până ce furtuna se va mai domoli. E cineva? Am întrebat. E cineva? E, asta-i. Să vezi! Nici nu știam că pe aici se află un parc așa frumos cu trandafiri. Acum rup unul galben pentru Bel! Dacă un singur trandafir va muri vreodată sau va fi rupt, vei muri în 37 de zile! Blestemul va putea fi rupt doar în cazul în care o fată se va îndrăgosti cu adevărat de tine, bestie, fără să știe cine ești și te va săruta. Doar un sărut sincer și o iubire curată te va mai putea salva! Cum îți permiți, sărmane om? Ai stat în casa mea, la masa mea, te-ai ospătat și acum grădina mi-o distrugi. Într-o clipită te omor! Iertare, domnule! Iertare cer. Nu am vrut a distruge. Doar trandafirul să-l duc fiicei mele am vrut. Căci am promis. Fica ai spus. Da, domnule. Lui Bel eu i-am promis că îi aduc un trandafir când mă întorc din port. Taci! Nu mă interesează. Nu de omor. Cu o condiție. Da, domnule, condiție. Ai timp până la ora 7 seara. Mâine să-mi o aduci pe fica ta. Pe fica mea? Pe el? Dar ce? Mai ai o alta? Ori poate n-auzi bine.
Da, mâine. Mâine. Și ca să-ți fie clar că nu glumesc deloc, dacă aici nu ești cu fiica ta până la ora 7, rad orașul de pe fața lumii. Nu mai rămâne piatră peste piatră și nici suflare de om nu va mai fi. Nici suflare de om! Ați auzit? Am auzit! Cu toții vom muri! Distruge întreg orașul! Nici suflare de om! Pe Bel s-o ducem bestiei! Sigur să fim că ajunge la bestie! Că ajunge! Că ajunge! Că ajunge! Pe amândoi! Pe amândoi! Acum, luați! La castel! La castel! La castel cu ei! Domnule, pe fiica mea ți-o încredințez. Promite-mi însă că va fi în siguranță. Ei va fi bine, pe onoarea mea. Nimic nu-i va lipsi. Va fi tratată ca regină. Cuvântul meu îl ai. Tată? Copilă dragă, nu ai frică. Sunt obligat. Greșeala îmi trebuie plătită și acesta-i prețul. Plâng. Bel și sufletul îmi plânge. Dar nu am încotro. De nu, întreg orașul e distrus. Întreg orașul? Da, rămas bun, Bela mea. Adio, tată. Visezi, să vezi cum sunt când nu mă vezi.
Mulțumesc, bestie. Dar păstrează-l, te rog. Ți-l dăruiesc la rândul meu. Nu sunt cum sunt când tu mă vezi, ci sunt cum sunt când mă visezi. Dormi. Deci dormi mai mult ca să visezi. Să vezi cum sunt când nu mă vezi. Dar cum se termină povestea? Vrei să știi cum se termină povestea? Ei bine, ei bine, nu vei afla niciodată, pentru că nu vei trăi ca să afli. O să mori, Bel! Vino încoace, Bel! Nu! Nu! Ajutor! Te distrug! Focrasno! Bestie, putere la mine! Nu, te rog, bestie, nu muri! Ce crezi cumva că stă în puterea ta ca el să nu moară? Și de ce n-ar muri, mă rog frumos? Pentru că îl iubesc! Visezi. Deci dormi. Dormi mai mult ca să visezi. Să vezi cum sunt când nu mă vezi. Thank you.
Eu sunt Ocolișan Gabriel, verișorul lui Adina Ocolișan și joc cu ea la folclor de foarte mulți ani. Printre primii pași chiar am început să dansez cu ea și este o partneră tare ușoară și tare frumos pot să dansez cu ea și sper că și pe mai departe o să dansăm împreună și o să ne luăm la festivale locuri și locuri bune. Acestea sunt deja 20 de ani de când mă ocup activ ca coreograf la Căminul Cultural din Torac. Deci, așa zis, jumate din viață mi-a trecut cu folclorul. De multe ori, prietenii mei îmi pun o întrebare. Oare cu cine seamănă fetița mea? Eu le spun. Cântă frumos pe mama. Pe mama ei, pe mama mea, pe bunicu, Săpuș Ion, al bătrân Stoian, deci un glas foarte, foarte frumos. Deci partea aia au tras pe ei. Dar desigur că când e vorba de folclor, când e vorba de dans, seamănă puțin și pe tata. E vorba de activitatea mea la folclor. Sper că eu și prietenul meu, George Bută, să găsim o înțelegere cu unii oameni, ca să putem mai departe să continuăm să ne ocupăm de folclor, să nu terminăm doar cu aceste 20 de generații de copii care le-am scos la drum. Când e vorba de Adina, poate că Adina, fetița mea, m-a făcut să fac și ea primii pași în coreografie, văzându-o așa mică, plină de suflet, stătând și jucând așa la televizor, m-am pus o întrebare, de ce să nu învăț eu fata mea să joace? Văzând că are un dar față de muzică, cred că a făcut foarte multe în folclor, cred că joacă formidabil, la fel cum și cântă. Și cred că, având în vedere că a fost și la Banatul, poate într-un fel oarecare l-a depășit și pe tata în folclor. De la vârsta de 7 anișori fac parte din ansamblu folcloric care a fost instruit atunci, dar și în ziua aceasta, de tatăl meu, Pera Ocolișan. Pe lângă pasiunea față de dansurile populare, mai ales cele din zona Banat, am început să cânt la pian. La pian am cântat 8 ani de zile. În timpul acela, Georgeta Ocolișan, solistă vocală renumită Banatul nostru sârbesc, a aflat că pe lângă talentul față de instrument, am o voce frumoasă, cum zicea ea. Și așa am început cu orele de canto. Pe lângă dânsa, am cântat alături, adică
împreună cu sora ei, Mariana Ocolișan, care m-a ajutat foarte mult, la fel și domnul Todor Doru Ursu. Până la sfârșit am înscris școala de canto populară al ansamblului profesionist Banatul din Timișoara în clasa doamnei Luminița Jucu, despre care pot să spun că este o adevărată doamnă și îi mulțumesc foarte mult pentru că a fost alături de mine și că m-a învățat multe lucruri legate de muzica populară românească. Trandafiri crescut în iarbă, la 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 la, vine pacea și mă-ntreabă, la 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 la. Spune-mă, dragă mândruliță, la 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 la, de ce ești așa micuță, la 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 la. Adina este verișoara mea, am copilărit împreună, de când mă știu pe mine, o cunosc și pe ea. Toată copilăria noastră s-a susținut în aceea că ea tot timpul cânta, dar ea a reușit să ajungă unde este acum, să cânte în continuare muzică românească populară, iar eu nu i-am urmărit pașii. Decât acum câțiva ani m-a convins să merg cu ea la Festivalul de Muzică Ușoară Tinerețea Cântă și am participat și eu, dar era unica dată când am participat și eu la un festival de genul acesta. În continuare suntem împreună, ca și când am crescut, când am fost mici copii, așa suntem și acum, fiindcă ea este mai în vârstă ca mine cu 3 ani, ea s-a dus la Timișoara la facultate înaintea mea, iar eu când am venit nu am cunoscut nimic acolo și ea m-a învățat, ea m-a dus peste tot, am și călătorit împreună, am fost în multe vacanțe și am avut multe momente frumoase petrecute împreună și sper că o să avem și în continuare. Am susținut-o întotdeauna, cât pe plan profesional, atât și pe plan particular și o să susțin în continuare. Ne petrecem timpul împreună cât și la România, atât și aici acasă și ea pentru mine a fost tot timpul un exemplu de o soră mai mare, așa zis, și sper să îi urmez și eu pașii ei, să termin facultatea și într-o zi să devin așa cum este ea. Cursurile de canto legate de zona Banat, am frecventat la dânsa și cursuri din altă zonă folclorică, precum Maramureș, Oltenia și atunci am ajuns în contact prima dată cu aceste zone folclorice, deoarece aici, în meleagurile noastre, cel mai mult se cântă zona Banat.
În cei 3 ani petrecuți în incinta acestei școli, mi-a oferit doar momente frumoase, de neuitat, cunoscând foarte mulți colegi și interpreți de muzică populară. De mic am participat la festivalele noastre în țară, în Voivodină, cele de muzică populară, ca solistă vocală. Ca și idol muzical o am pe regretată Mariana Drăghicescu, a cărei piese le interpretez cu mare dragoste și iubire. Și eu cred că ea este una dintre cele mai mari privighetori ale Banatului. Bineînțeles că profesia mea nu este muzica. Pentru mine muzica este doar un hobby, așa că sunt foarte mulțumită cu ceea ce am reușit până în ziua de azi să-mi fac voce să fie mai frumoasă, cum ar fi putut spune aici la noi. De mic am fost pasionată de limbi și am crezut că voi fi într-o zi jurnalistă, însă în ultimul moment m-am decis pentru farmacie. Stara izreka kaže da se prijatelji ne javljaju pozne, a ja vam mogu više potvrditi da sam sa mojom drugaricom Adinom provela i srećne i tužne trenutke i da čovek, neka druga osoba, znači može poželjeti samo takvu drugaricu. Imamo iste interesovanja, tako da mnogo vremena provodimo na probama folklora i hora. Ispunjavamo dan tako što ispijamo kafice, pričamo o mnogim stvarima. Išli smo na mnoga putovanja, posljednje putovanje nam je bilo u Pragu i Nemačkoj. Tamo smo se jako